Dragilor, bine v-am regăsit la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise în cadrul unei noi campanii desfășurată pe site-ul editurii Herald. Campania se numește Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Astăzi alături de noi este Andrei Găitănar, un drag prieten, istoric al ideilor și psihoterapeut. Este alături de noi, ne bucurăm foarte mult și începem discuția noastră despre arhetipurile masculine, pornind de la o recomandare de carte, o carte care face parte din această campanie. Este vorba despre Eroul cu 1000 de chipuri de Joseph Campbell, o carte publicată în colecția Arhetip, care face parte, așa cum vă spuneam, din campania Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate. Această carte o puteți găsi pe site-ul editurii Herald. Andrei Găitănaru va face referiri, bineînțeles, și la o altă carte care are legătură cu arhetipurile masculine, carte pe care el a tradus-o și de asemenea trebuie să apară foarte curând în portofoliul editurii Herald. Traducerea în premieră în România a uneia dintre cele mai importante cărți ale lui Joseph Campbell este, putem spune fără doar și poate, un eveniment deosebit de important, ce nu trebuie trecut cu vederea de către cei care încă mai iubesc basmele, poveștile. Eroul cu 1000 de chipuri este o carte care a influențat generații întregi, fie că vorbim despre scriitori, despre artiști, despre regizori, cineaști, muzicieni sau pur și simplu oameni aflați în căutarea unor răspunsuri importante legate de propria lor dezvoltare și evoluție spirituală. Mari artiști ai secolului 20, precum Bob Dylan, George Lucas, Stanley Kubrick, Jim Morrison, au afirmat fără ezitare că studiul lui Joseph Campbell i-a influențat decisiv în realizarea operelor lor. De altfel, în portofoliul editurii Herald, Joseph Campbell, un drag autor, mai are o carte superbă, este vorba despre căi ale fericirii, mitologie și transformare personală. Iată un autor care vorbește în cărțile sale și despre prietenia cu Mircea Eliade, dar și cu Carl Gustav Jung. Un autor foarte drag nou și ne dorim ca în portofoliul editurii Herald să apară cât mai multe cărți ale lui Joseph Campbell. De data aceasta vorbim despre călătoria eroului. Și pornind de la titlul acestei campanii, ce înseamnă de fapt redefinirea masculinității în ziua de astăzi? Ce înseamnă de fapt să fii un bărbat adevărat, da, în ziua de astăzi? În măsura în care, bineînțeles, putem da acest răspuns, folosindu-ne cumva și de ceea ce înseamnă vulnerabilitatea, nu neapărat ca o slăbiciune, aș numi-o mai degrabă ca un soi de curaj. Pentru că a te arăta în splendoarea, folosesc o sintagmă, a te arăta în splendoarea vulnerabilității ca bărbat, înseamnă să ai mult curaj. Cumva să recunoști că ai și o anumită sensibilitate, faptul că nu este deloc ok să-ți reprimi emoțiile, ci dimpotrivă să ți le poți exprima și ceilalți cumva să ți le accepte și să le poți tu internaliza. Știi, ascultând întrebarea ta, mi-am amintit de un pasaj din chiar din Iron John, cartea despre care ai vorbit tu mai devreme și mă bucur că ai făcut-o, de-abia aștept să fie să apară, în care Robert Bly, autorul cărții, amintește de răspunsul dat de un bătrân dintr-un trib aborigen care se ocupa cu inițierea băieților, adică cu inițierea celor care treceau de la stadiul de băiat la stadiul de bărbat și care făcea asta de mai multe generații și care a spus că, întrebat fiind ce înseamnă să fii bărbat, a spus că după ce atâta vreme s-a ocupat cu această trecere, a început și el să priceapă despre ce este vorba. Adică a început să înțeleagă și el ce înseamnă să fii bărbat. Pentru că e vorba despre un drum al maturizării, în primul și în primul rând. Un drum al împuternicirii și mai ales al împuternicirii asupra propriei ființe.
o formă de autonomizare, de luare în putere. Întrebarea e foarte importantă pentru că e greu de spus în ce măsură ne mai știm în zilele noastre ce înseamnă să fii bărbat, cu ce se mănâncă masculinitatea. Am avut mult timp de a face cu un model, ai zice, negativ, un fel de patriarhalism despotic, mult prea puțin în contact cu emoțiile, mult prea puțin în contact cu vulnerabilitățile. Undeva poate prin anii 60 a început să se nască un alt tip de masculinitate, mai în contact cu emoțiile, mai feminină, zice, care cumva, și o spune foarte frumos Robert Bly, și uite că e a doua oară când îmi pomenesc, deși teoretic trebuia să începem cu Joseph Campbell, dar o să revin și la el, care cumva spune Robert Bly, acest nou tip de masculinitate are de-a face cu emanciparea feminității, cu curentele de fapt de redescoperire a feminității, curente care sunt ceva mai în putere și au mai multă experiență și maturitate. Pentru că dacă deja poate începând cu anii 40 ai secolului 20, feminismul a început să funcționeze și ca curent filozofic, dar și ca o mișcare socială. Avem deci de-a face cu aproape 100 de ani de conștientizare a statutului femeii, de revendicare a puterii pierdute, de ieșire de sub o dominație, repet, patriarhală în sensul ăsta de masculin dominantă, vecină cu violența chiar. Cu masculinitatea nu s-a întâmplat chiar același lucru. Cu alte cuvinte, noi bărbații suntem oarecum restanți, avem nevoie să recuperăm. Și una dintre marile probleme cu care ne confruntăm este aceea că ca să înveți de fapt să fii bărbat, ai nevoie de niște bărbați în jurul tău. Lucru pe care de fapt îl spune și Joseph Campbell în Eroul cu o mie de chipuri, vorbind despre riturile de trecere pe care foarte multe societăți arhaice, aborigene sau arhaice, sau și arhaice, le puneau, le foloseau în acest parcurs al copilului care devine bărbat, care devine a comunității feminine, comunității mamei și a universului mamei, pentru a se naște într-o nouă lume, într-o lume a bărbatului. Joseph Campbell, cartea lui este de altfel remarcabilă și pentru faptul că are atâtea trimiteri din studii antropologice în care se vorbește despre această ieșire, ce se întâmplă într-un astfel de rit de trecere, ce se învață, cât de dureroase sunt unele, cât de cât de revelatorii sunt altele, multe dintre ele de fapt. Ce înseamnă pentru un băiat să fie conștient de rana pe care o poartă? Cum se maturizează ca bărbat fiind conștient de propriile limitări? Pentru că orice rană propriu-zis vorbește despre o limită, despre o neputință. Dar această neputință vine și cu un dar. Vine cu încercarea noastră de a sta în două picioare chiar și atunci când șchiopătăm și învățăm să ne folosim de resurse interioare, ținând cont în același timp de vulnerabilitatea noastră. Joseph Campbell povestește cum în unele rituri de trecere din societăți arhaice, unii copii, în unele societăți, în unele triburi, copiii sau adolescenții, de fapt, li se scotea un dinte sau erau crestați pe deget, o mică tăietură. Uneori era vorba despre răni ceva mai serioase, dar de fapt de cele mai multe ori era vorba despre a conștientiza durerea, rana, deci limita. Iar definiția pe care a spunem extrem de inspirat Joseph Campbell o dă eroului, acestei mari teme a eroului, este următoarea. Eroul este cel care a pornit de unul singur pe drumul smerenii, spune el. Smerenia, zice, chiar în exact în acest sens, sens al cunoașterii propriilor limite.
A fi smerit înseamnă, printre altele, la un prim nivel, a zice, nu intrăm într-o teologie foarte profundă când spun asta, nu vorbesc despre smerenia lui Hristos despre care vorbește de pildă Sfântul Siluan Atonitul. Dar un prim nivel foarte important al smereniei este, este cel al acestei conștientizări a propriilor limite. Să știi, să zicem, că și atunci când ești cel mai bun din domeniu, dintr-un domeniu, nu înseamnă că nu mai ai nimic de îmbunătățit. Exact. Chiar se poate. Și mi-amintesc de mulți oameni, pe unii oameni pe care am întâlnit, profesori, care aveau acest dar, te uimeau prin nuanțele pe care le puteau accesa, prin lucrurile pe care le știau, universurile care se deschidau și în același timp te surprindeau prin smerenia pe care o trăiau, o respirau. Știau cât de mult mai au de știut, iar studenții erau un fel de companioni puțin mai mici care se aflau pe același drum, de fapt, pe care se afla și el. Și de aici o anumită generozitate și o anumită disponibilitate. Ca tare, da, cum spune Campbell, avem nevoie de cunoașterea acestor limite. Mai e de spus un lucru. Joseph Campbell este, cum ai spus tu, foarte aproape și de Mircea Eliade și de Carl Gustav Jung. Campbell, de fapt, este colaborator al lui Jung. Unul dintre primii jungieni din Statele Unite, de altfel. Jung, la rândul lui, a fost influențat și el de Mircea Eliade. În special când a venit vorba despre înțelegerea faptului că în istoria religiilor ajungem să descoperim prin acest studiu critic teme comune unor spații geografice extrem de diferite, de exemplu de heterogene. Asta într-un fel face și Campbell, urmându-l pe Eliade. El de fapt vorbește despre această teorie a mitemelor. Adică el de fapt identifică faptul că în toate mitologiile din marea cultură umană atât de vastă și atât de variată, avem de-a face cu niște teme comune, care se repetă, indiferent de continent și de timp. El le numește miteme. Și consideră că unul dintre cele mai importante, poate mitul central, este mitul eroului. Adică acelui care a pornit pe acest drum al maturizării, al trecerii de la stadiul copilului la stadiul adultului, la stadiul omului matur. Acum, lucrul ăsta, într-un fel, l-a observat și Jung, plecând la rândul lui de la teoria inconștientului și a arhetipurilor care țin de inconștientul colectiv. Cu alte cuvinte, el însuși, în contact și cu Eliade, dar și cu studiile de psihologie clinică pe care le făcea, a descoperit că oameni foarte diferiți accesează un fond comun și că au parte de un fond comun, aceste arhetipuri ale inconștientului. Acum, ca să mă întorc la Campbell, noi vorbim despre masculinitate, principala temă. Și întrebarea este, se suprapune drumul maturizării masculine? Se suprapune peste drumul eroului, de fapt? Adică vorbim despre același etape, stadii? Sunt întrebare care cred că mai are nevoie de aprofundare și de răspuns. Într-o primă măsură zice că da, putem vorbi despre o suprapunere. N-a zice că este perfect simetrică. Adică eroul, în fond, este cel care pornește pe drumul descoperirii propriilor limite, pe drumul interiorizării acestor limite, adică al asumărilor, și pe drumul vindecării, vindecare înțeleasă și ca descoperire și cultivarea unor noi resurse, a unui nou mod de a fi, care ține cont de aceste limite și se naște din aceste limite. Deci o temă foarte frumoasă care
este ilustrată de expresia darul rănii, darul care vine din rană. Bun, aici nu trebuie să fii bărbat sau femeie ca să te afli pe acest drum. Noi cu toții, bărbați sau femei, ne aflăm pe acest drum în măsura în care ni-l asumăm, în care considerăm că e important să creștem, să ne maturizăm, adică să nu stagnăm, să nu băltim, să nu fim într-un stadiu de somnolență. Deci a fi erou, în același măsură, înseamnă a fi eroină. Pe de altă parte, există și în cazul bărbatului sau în cazul drumului masculinității, aspecte care rezonează foarte profund cu chiar condiția masculină. Adică, ce înseamnă pentru un bărbat să devină bărbat? În primă instanță înseamnă să își abandoneze statutul de copil, să se desprindă de el. Ori asta înseamnă să se desprindă de lumea mamei, de tutelajul mamei, de controlul mamei, de tendința poate copleșitoare, prea puternică a mamei. De, cum îi spun eu, de cordonul ombilical emoțional. De a-și proteja copilul. De sau acest lasou ombilical emoțional. Da. Asta ce înseamnă pentru un bărbat, vă zic, pentru că până aici și o femeie se confruntă cu aceeași situație. Copil fiind, e important parental, maternal, în primă instanță. Păi, pentru un bărbat înseamnă, de fapt, să poată confrunta femeia din exterior, mama, astfel încât să poate avea loc și o schimbare și o maturizare a emoționalității interioare. De fapt, înseamnă a intra în contact cu feminitatea interioară sănătoasă, matură în sensul ăsta de sănătoasă. Adică cu o capacitate de a discerne între emoții, sentimente, ca fiind bune și rele și mai ales de a ști când e cazul să le manifeste, cum e cazul să le manifeste, față de cine este cazul să le manifeste. Că sunt bune sau rele. Bună oară, o emoție negativă poate fi invidia. Toate emoțiile sunt legitime. Ce pot face cu invidia, în schimb, face diferența dintre o emoționalitate matură și una imatură? Un imatur, când va invidia, să zicem, va începe să bârfească, va vorbi de rău, va căuta să facă rău celuilalt, să-l concureze pe cel pe care îl invidiază, adică cel care are o calitate pe care el nu o are și consideră că ar trebui el să o aibă, nu celălalt. Pe când o emoționalitate matură va ști să lucreze altfel cu emoția. Eventual va merge la cel pe care îl invidiază și îi va spune: băi, te invidiez. Zici mie, ce faci? Cum te ții așa de mine? Vreau să învăț. Exact. Deci pe când la o emoție negativă, eu pot face ceva, un lucru foarte bun. Poți să transform invidia în admirație. Deci asta într-un fel înseamnă să maturizezi emoționalitatea, adică feminitatea interioară, pentru că, vezi, cultural vorbind, de-a lungul timpurilor, feminitatea a fost asociată cu emoționalitatea. De ce? Pentru că feminitatea ca mod pasiv, receptiv, de fapt, al omului în genere, femeia care conține un copil, îl crește, îl nutrește, a devenit, dacă vrei, metaforă pentru capacitatea noastră de a recepta, de a conține sentimente, emoții, trăiri. Emoționalitatea nu este propriu-zis feminină sau masculină. Este umană. Dar îi spunem ca fiind mai degrabă așa, pentru că a părut că e mai aproape de feminitate. Poate la început într-un mod metaforic, apoi printr-un fel de poate împărțirea rolurilor. În timp ce femeia rămânea acasă pentru a avea grijă de copil și de casă, deci pentru a conține universul domestic, universul interior, a zice, bărbatul era acțional, el pleca, se ducea în afară. Și de aici poate a devenit această împărțire
a fost aprofundată, de fapt, această împărțire între bărbați și femeie și universurile care le revin mai degrabă într-un mod propriu, un aparat esențial. La fel de bine și o femeie pleacă la vânătoare și sunt culturi în care asta se întâmplă. Femeile sunt și ele vânători și bărbații pot la fel de bine să stea să aibă grijă de universul domestic. Știi că există și cel puțin eu am auzit, apropo de într-o altă discuție despre mitul femeii puternice, mitul femeii independente, am auzit și de femeia amazoncă. Probabil da, este da, cea care da, își ia sulița și merge la vânătoare. Da, da, este chiar arhetipul războinicului sub manifestare feminină. Îi spunem în acest univers antropologico-psihoterapeutic, îi spunem arhetipul amazoanei, adică a femeii războinic. Pentru că amazoanele erau, într-un fel, reprezentative pentru ochiul europeanului, erau reprezentative pentru statutul de războinic al femeii. Nu avem doar amazoanele, de fapt. Nu avem, nu știu, clanurile vikinge, avem polinezienii în care femeile, triburile polineziene în care femeile luptă la fel de feroce ca bărbații. De fapt, ai zice că orice femeie are un, poate să activeze un războinic interior de temut când situația o impune. Uneori, nu chiar orice femeie. Nu știu, nu pot vorbi despre orice femeie. Însă, în situația aceasta, pare că există acest tip de suprapunere, poate puțin mai fidelă, între drumul maturizării bărbatului și drumul eroului. Pentru că momentul în care bărbatul se desprinde de universul mater, în el se naște și confruntă o feminitate mai degrabă dominatoare. În el se naște și o feminitate matură. Sunt multe povești, de exemplu, în folclorul nostru, multe legende, în care eroul, făt frumos, nu știu, Ioviță, făt frumos, în diverse povești foarte frumoase, în care eroul, în prim stadiu, se confruntă cu scorpia, un fel de arhetip al femeii ăsteia cu dinții ascuțiți, care caută să păcălească, un fel de vrăjitoare de asemenea, care caută să manipuleze. Eroul reușește să o păcălească la rândul lui, după care să-i taie capul. Și aici vedem iarăși, aici avem o referință foarte veche în cazul Meduzei și al lui Perseu. Meduza ea însă și era o vrăjitoare, pe care el însuși o păcălește. Vine din înaltul cerului, lumina soarelui, reflectă imaginea într-un scut, după care îi taie capul. Deci mai întâi o păcălește, după care se manifestă, își manifestă violența cu sabia, adică discernământul în cazul acela. La fel și în poveștile noastre are loc această confruntare cu o feminitate nocivă, interioară, după care la final Făt frumos întâlnește o Ileană Cosânzeană, care e și înțeleaptă, care îi oferă și ghidaj. Și asta într-un fel ne spune că bărbatul, până să ajungă la feminitatea asta matură, are nevoie să-și confrunte feminitatea demonică, feminitatea dominatoare din interiorul lui, astfel încât el însuși se poate maturiza. Sigur, asta face parte și din drumul eroului, indiferent că vorbim despre bărbați și despre femei. Pentru că și femeile au de trecut prin această maturizare emoțională. Doar că acolo traseul este puțin diferit. Sau poate fi uneori și mai diferit. Pentru că ea, la rândul ei, femeia, se desparte de modelul matern, glisează către modelul patern ca principal aliat, după care, prin ocolișuri și aventuri, descoperă calitățile bune ale mamei. Și se identifică cu părțile bune ale mamei și descoperă și ca atare și maternitatea interioară. Într-un fel face asta și bărbatul, dar fără descoperirea maternității. Deși se poate spune, și o să
vedem, o să abia aștept să vedem cum în Iron John se vorbește despre capacitatea bărbatului de a naște, de a da naștere, a învăța să dea naștere. Însă, în situația asta, și o să mă opresc aici, cartea lui Campbell vorbește și cred că este extrem de relevantă pentru tema aceasta a masculinității, pentru că reușește să facă clar, să facă clară miza, adică acest drum al transformării prin cunoașterea limitelor, expunând teoria trecerilor, a zice, pe care o găsim și la un alt mare autor, la Van Gennep, adică să vorbească despre cel care a scris Riturile de trecere, expunând cele trei stadii ale unui rit, adică ale unei inițieri, stadiul preliminal, stadiul liminal și cel postliminal, adică stadiul în care sunt nevoit să plec dintr-un loc în care nu mai este suficient să stau, nu mai mi este îndeajuns, am o chemare, chemarea pe drumul eroului, sunt în stadiul preliminal, încă nu sunt transformat, dar trebuie să plec ca să mă pot transforma. Trebuie să aud o chemare, trebuie să am o nevoie. Uneori chemarea care mă pleacă, mă invită pe drum, nu este miza principală, e doar trăgaciul. Pot descoperi pe drum că din alt motiv am plecat. Alteori, de la bun început, știu ce mă mână în luptă. Apoi vine momentul transformării, momentul inițierii, în care un alt sens mi se dă, un alt mod de a vedea lumea este implementat. După care trebuie să aibă și un loc, un moment al postliminal, adică al întoarcerii, spune Campbell. Un loc, un moment al diseminării a ceea ce am învățat în întreaga mea conștiință sau la nivelul întregii societăți. Darul pe care l-am primit trebuie să se reflecte și în ceilalți. Adică în toate părțile psihicului meu sau în toate părțile societății. De-aia Jung, într-un fel, spunea lucrul ăsta minunat, spunea de-abia când suntem individuați, adică am devenit autonomi, putem fi cu adevărat ființe sociale. De aceea avem nevoie să ne întoarcem înspre societate. De fapt, nu mai au nevoie, e un dar care se dă și înspre ceilalți. Deci cele trei stadii sunt extrem de importante pentru acest drum al eroului și pentru acest drum, de fapt, al masculinității care își caută maturizarea. Când devenim cu adevărat bărbați? Nu știu exact să zic. E un drum, este un proces continuu. A zice că întreaga viață este un rit de trecere pentru această maturizare. Nu primim... Mă rog, putem primi, dar de fapt existențial și ființial nu primim o diplomă. Gata, de azi ești bărbat. Bărbăția este ceva ce se trăiește, ceva ce se caută tot timpul. Un tip de maturizare. Și ce e foarte important, e o maturizare care stă la oaltă și cu copilul din noi. Pentru că arhetipul, cum spunea un alt mare analist jungian, Hillman, James Hillman, arhetipul nu este copil, mamă, cum spunea Marie-Louise von Franz, pe care și voi ați tradus-o. Arhetipul nu e ăsta. Ci arhetipul este, de fapt, copil bătrân. Bătrân și copil, copil și bătrân. Iar a fi matur înseamnă să fii în contact atât cu copilul, cât și cu maturul din tine, cu bătrânul din tine. Să poți să privești lumea și viața atât prin ochii copilului, cât și prin ochii bătrânului în același timp. Adică cu curiozitatea și deschiderea copilului, dar și cu experiența și anduranța bătrânului. Într-un fel, asta te face să fii cu adevărat bărbat. Știu că erau niște, mă rog, acum făcând o glumă, deși studiile nu sunt o glumă, spuneau că studiile că bărbații se maturizează undeva în jurul vârstei de 40 ceva spre 50 de ani.
Nu știu cum s-au făcut aceste studii, pentru că cu siguranță, mai ales dacă vorbim și de arhetipuri și de călătoria eroului, așa cum sunt femei care se maturizează mai devreme, altele mai târziu, există și bărbați care se maturizează mai devreme, alții mai târziu și, bineînțeles, și în funcție de experiența fiecăruia de viață. Dragii noștri, am vorbit în cadrul campaniei Redefinirea masculinității între vulnerabilitate și autenticitate cu Andrei Găitănaru, psihoterapeut, istoric al ideilor, pe marginea cărții Eroul cu 1000 de echipuri de Joseph Campbell, carte publicată în colecția Arhetip a editurii Herald, carte pe care o puteți găsi pe site-ul editurii Herald în cadrul campaniei Redefinirea masculinității. Bineînțeles că am făcut mici adăugiri și mici referințe și la o altă carte ce va apărea în curând în portofoliul editurii Herald, o carte despre arhetipuri și despre masculinitate în traducerea lui Andrei Găitănaru. Noi vă mulțumim foarte mult că ați fost alături de noi. Ne dăm întâlnire la o nouă ediție a rubricii Cărți deschise pentru minți deschise. Până atunci să aveți o zi frumoasă în continuare și lectură plăcută. La revedere, numai bine. Mulțumim, Andrei Găitănaru. Mulțumim și eu.